Căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, iar după ce îl vor omorâ, a treia zi va învia. Însă nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe. În vremea aceea multe mergeau pe Iisus din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Văzând mulțimile, Iisus a suit pe munte și, așezându-se, ucenicii lui au venit lângă dânsul. Iar el, deschizându-și gura, îi învăța zicând: Fericiți cei sărași cu Duhul, că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când, din pricina mea, vă vor ocărâ și vă vor prigoni și mințind. Vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, că-și plata Cernice, Părinte, ca să rostesc cuvânt de învățătură. În rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi.